Comitetul Național pentru Situații de Urgență a aprobat hotărârea numărul 91 privind stabilirea unor măsuri suplimentare în scopul gestionării riscului de sănătate publică cauzat de numărul mare de infectări cu virusul SARS-CoV-2. În perioada următoare se dispun măsuri după cum urmează. Interzicerea pentru o perioadă de 30 de zile circulației persoanelor în afara locuinței gospodăriei, în intervalul orar 10-5 cu anumite excepții. Interzicerea pentru o perioadă de 30 de zile desfășurării activității operatorilor economici care activează în domeniul comerțului, prestărilor de servicii în spații închise sau deschise în intervalul orar 9-5. Activitatea restaurantelor, cafenelelor, în interiorul sau exteriorul clădirilor va fi permisă până la 50% din capacitatea maximă a spațiului. Interzicerea activității în baruri, cluburi, discoteci pentru o perioadă de 30 de zile, precum și organizarea și desfășurarea evenimentelor private. Interzicerea participării spectatorilor la competițiile sportive. Accesul la toate activitățile și evenimentele organizate în perioada de 30 de zile, conform prezentei hotărâri, să fie permis doar persoanelor vaccinate sau trecute prin boală. Organizarea programului de lucru în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu pentru cel puțin 50% dintre angajați. Comitetul Național pentru Situații de Urgență a aprobat hotărârea numărul 91 privind stabilirea unor măsuri suplimentare în scopul gestionării riscului de sănătate publică cauzat de numărul mare de infectări cu virusul SARS-CoV-2, prin care se propune interzicerea pentru o perioadă de 30 de zile circulației persoanelor în afara locuinței sau gospodăriei în intervalul orar 22-5 cu anumite excepții. Activitatea restaurantelor, cafenelelor, în interiorul clădirilor și la terase să fie permise până la 50% din capacitatea maximă a spațiului în intervalul orar 5-21. Interzicerea activității în baruri, cluburi și discoteci pentru o perioadă de 30 de zile, precum și organizarea și desfășurarea evenimentelor private, nunți, botezuri, mese festive, a concertelor și spectacolelor. Instituirea obligativității purtării măștii de protecție în toate spațiile publice închise și deschise, precum și la locul de muncă și în mijloacele de transport în comun. Facem precizarea că în localitățile carantinate se impune respectarea măsurilor stabilite odată cu instituirea carantinei. Facem apel la cetățeni să respecte măsurile de protecție sanitară și de distanțare fizică pentru a-și proteja propria sănătate și viață, dar și pentru a-i proteja pe toți cei din jur.